Infidelul, prezentare serial. Serialul turcesc Sadakatsis, în traducere Infidelul, este o dramă psihologică din anul 2020, produsă de Medyapım și Mednovayapım, cu Cihan Sudeere și Cihan Erçindoruk în rolurile principale, care va avea premiera la Canal de România pe 17 august. Performanțele lui Cihan Sudeere și Cihan Erçindoruk sunt cele mai importante, mai ales că sunt actori cu renume, care au avut succes progresiv unul după altul. Serialul Infidelul, care a avut marea premieră pe 7 octombrie 2020 la Canal de Turcia, are în total 60 de episoade, 31 în primul sezon, care s-a încheiat pe 2 iunie 2021 și finalul serialului a avut loc pe 25 mai 2022. Serialul de succes a debutat în 2020, în plină pandemie, și nici măcar acest lucru nu le-a putut sta în cale actorilor să cucerească inimile telespectatorilor, încă de la primul episod. Protagoniștii poveștii și-au surprins fanii, cu povestea lor dramatică, care este foarte aproape de ceea ce poate experimenta oricine în viața de zi cu zi. O distribuție de excepție. Povestea serialului de succes este o adaptare a serialului britanic de televiziune Dr. Foster, cu Cihan Sudeere, Cihan Erçindoruk și Melis Sezen. Serialul este regizat de Neslihan Işıliurt și Benel Teyrı, în timp ce scenariul a fost scris de Kemal Hamamkoğlu, Dilara Pamuk, Arsu Taştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan, Nuri Bilic, Arzu Yurtseven, Elif Oaner, Kubilay Kara și Rempelin Sommezer. Frumoasa și talentată actriță Cihan Sudeere a mai jucat în producții de succes, precum Mama, Sila, Ezel, Suleiman Magnificul, în rolul Cadenei Firuzee și mai recent în serialul Infidelul. Care este povestea serialului turcesc Infidelul? Serialul turcesc Infidelul relatează povestea tulburătoare a lui Asia și Volkan, care la prima vedere par ca o căsnicie foarte fericită, dar din trăirile personajelor ne dăm seama că nu este totul roz. Asia, interpretată de Cihan Sudeere, duce o viață liniștită și fericită alături de soțul ei Volkan, interpretat de Cihan Erçindoruk, și de fiul lor Ali, Alpacar. Povestea de basm pe care o trăiau, se pare că era doar liniștea de dinaintea furtunii, deoarece această poveste de familie fericită ia o întorsătură dramatică atunci când Asia află că soțul ei are de 2 ani o aventură cu o tânără pe nume Derin, interpretată de Melis Sezen. Asia trebuie să aleagă între a-și salva căsnicia și a se răzbuna pe soțul ei infidel. Asia, care și-a părăsit orașul natal pentru a-și întemeia familia la care visa încă din copilărie, nu a regretat niciodată această decizie până când a început să bănuiască că soțul ei o înșală. Ea este o doctoriță inteligentă, în vârstă de 37 de ani, directoarea spitalului Tekirdağ, o femeie mândră de profesia ei, în care se descurcă foarte bine. Volkan este un bărbat carismatic, de profesie arhitect, care conduce o mică afacere și se caracterizează ca un bun familist și un bun părinte, cu o personalitate înflăcărată și foarte ocupat cu responsabilitățile sale. El își iubește familia și soția mai presus de orice și totuși căsnicia sa trece printr-o criză din cauza unei relații paralele, pe care începe să o aibă cu o fată mai tânără, care este fiica lui Haluk Buklu, investitorul noului său proiect. Asia, care are o încredere oarbă în soțul ei, vede semne că soțul ei o trădează și începe să fie mai vigilentă. Când își întreabă prietenele ce cred despre suspiciunile ei, atât Bahar, cât și Deria, o conving că aceste preocupări sunt nefondate și Asia decide să-și urmărească soțul în secret. Ea face o înțelegere cu o pacientă pe nume Nil, interpretată de Nazlı Bulun. Conform înțelegerii, Asia îi prescrie o rețetă de somnifere, iar Nil acceptă să-l urmărească pe Volkan. A doua zi, Nil îl urmărește pe Volkan cu mașina și descoperă că se întâlnește cu o tânără, dar nu poate vedea fața femeii. Între timp, Asia organizează o petrecere pentru ziua de naștere a soțului ei și încearcă să-și păstreze calmul, încercând din răsputeri să nu-și arate adevăratele intenții. La onomastica lui Volkan, Asia caută în mașina soțului ei pentru a găsi mai multe dovezi și descoperă un compartiment ascuns în portbagaj, unde găsește un telefon mobil cu fotografia de fundal a lui Derin, care este fiica unuia dintre pacienții ei.
Ea trăiește un mare șoc când vede fotografii din timpul unei vacanțe comune, a lui Volcan, Derin și prietenii ei, Bahar și Mert, interpretați de Eren Vurdem, și mesajul prietenei ei Deria, care este la curent cu aventura secretă. Asia, care descoperă că a fost trădată nu numai de soțul ei, ci și de prietenii ei de mult timp, este pusă într-o situație la care nu s-a așteptat, simte o profundă dezamăgire și încearcă să nu cadă în depresie, dar durerea pe care o simte este foarte mare și dă cărțile pe față. Cu toate acestea, Asia nu joacă rolul unei victime, dimpotrivă, ea este hotărâtă să-și înfrunte atât prietenii care i-au ascuns adevărul, cât și pe soțul ei, care va gusta treptat din furia femeii înșelate. Serialul turcesc Infidelul, o poveste realistă despre viață, iubire și trădare, se va difuza de miercuri până vineri, de la ora 20, la Canal D. Dacă doriți rezumate la acest serial, vă rog să ne spuneți în comentarii. Vă mulțumim pentru vizionare!